Gândul la relaxare, dar parte de relaxare au avut și colegele noastre de la Neața, care ieri, după muncă, ce au făcut? Au dat o fugă la piscină. Oh, frumos! Cel mai probabil, eu nu o să mă uit la materialul ăsta, sau o să mă duc în parc cu cei mici, pentru că nu este atât de cald astăzi. Eu va trebui să merg la atelier, așa că cel puțin astăzi voi munci până târziu. Oricum, înseamnă că niciunul dintre noi trei nu este nu la fel de norocos parte. Și de fericit cum au fost colegele noastre. Oricum, nu ne-au arătat doar cât de bine s-au relaxat la piscină, ci ne oferă sfaturi despre un bronz perfect. Hai să vedem! Cu băutura răcoritoare în mână, muzica ritmată pe fundal și, bineînțeles, telefoanele la purtător pentru un Instastory corespunzător, fetele de la Neața s-au relaxat la piscină, dacă marea e deocamdată mai departe. E ok, e bine, soare, e cald, ne bronzăm, ne dăm cu creme, ne simțim bine, mai bem un cocktail, ne mai răcorim în apă, e minunat. Ne pregătim pentru a doua zi. Stăm câteva ore, că după aceea o luăm de la capăt din nou la 5:30 trezirea. Da. Am putea să zicem că ăsta e un ritual ca să ne pregătim pentru a doua zi, pentru că ne trebuie o relaxare așa a minții. O încărcare, exact, da. Vorbind de ritual, aveți și ceva anume ce țineți morțiș să faceți atunci când mergeți la piscină, la mare, la soare? Să arătăm bine? Da, avem. Eu tot timpul, eu nu folosesc, asta cred că e o greșeală, nu folosesc niciodată cremă de protecție, nu știu dacă e bine să spun asta, doar pentru față folosesc. Eu ca să par o mămică responsabilă, pot spune că pentru copilul meu folosesc protecție 50% și pentru mine, eu mă pregătesc din timp, întotdeauna pentru vară mă pregătesc din timp. Nu este bine, dar cu un solar mic, adică începem așa cu 3, 4, 5 minute să prindem o culoare, ca apoi când venim la soare, să întrească să folosim creme cu protecție solare foarte... Să nu faceți ca noi, dar noi facem. Da. Cum e? Și dacă ar fi să facă ca voi, cu siguranță sunt și niște lucruri bune pe care le faceți, nu? Da, uite, de exemplu, întotdeauna încercăm să vă evităm orele acelea de vârf. Da. Dar de cel mai rău soarele, da, asta într-adevăr așa e. Și poate ne prindeți la piscină și în orele acelea, dar de obicei stăm ori la masă, ori sub umbrelă. Da. Să bem ceva rece, apă rece. Uite, asta putem să zicem că facem cel mai bine, ne hidratăm corespunzător. Și pentru că țin mult la bronzul de vară, Amalia și Ramona ne-au mărturisit că vor lua și mai în serios expunerea la soare. Pentru că, ce credeți, Neața cu Răzvan și Dani se va muta și la mare, după Delta. Fetele au și ele planuri de concediu, una în Mykonos, alta în Monaco. Un lucru e cert, cremele, apa, pălăria și câte o carte nu lipsesc din geanta de plajă, iar costumul de baie nu trebuie să lase urme. Și pentru că am văzut că adoră să fie bronzate, le-am spus și noi un secret. Să consume multe legume și fructe bogate în carotenoide. Andreea, Bogdan, Olivia, știu că v-am făcut poftă de soare. Din păcate, astăzi nu prea am pentru voi. Am însă un mesaj încurajator. Îmi pare rău că trebuie să stați acolo, dar cineva trebuie să și muncească în familia asta, nu?